conform anexei 19 la regulament. Astfel, primul punct în cadrul ședinței este prevăzut ca președintele Consiliului Științific să prezinte membrii Consiliului Științific și conducătorii științifici ai doctorandului. Inclusiv referență oficială. Deci vreau să menționez la acest punct că componența Consiliului Științific specializat este formată din domnul Constanțian Gandric, doctor de abilitate informatică, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei. Aici, probabil, în timp când s-a publicat autoritatul, nu era încă domnul Gandric, deci laureatul premiului naționale de știință, să-l felicităm pentru acest titlu, Institutul de Matematică și Informatică. Domnul Anatol Crisătaru, doctor în științe fizico-matematice, conferențial universitar, Academiei de Studii Economice a Moldovei. Domnul Igor Cojocaru, doctor în informatică, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale din Republica Moldova. Online este prezentă doamna Lilia Seoca, doctor Carmel Polici, Israel. Doamna Sirota va fi prezentă la scurt poziție în regim online. Secretarul Consiliului Specializat este domnul Victor Ciobu, doctor în științe fizice, dar când spunem științe fizice, nu pot să menționez specialitatea domnului Ciobu, este 103.04, fizica computațională și modelarea proceselor. Conferențiar Universitar în Tehnologie Informaționale, Universitatea de Digitale Moldova. Domnul Ciobu, suntem aici alături, colegi, și respectiv eu, președintele Consiliului Florentin Parade, doctor de abilitate știință fizico-matematică, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Referenții oficiali sunt domnul Ilie Costaș, domnul Costaș, că salutăm, doctor de abilitate informatică, profesor universitar, Academie de Studii Economice a Moldovei. Și doamna Maria Deodiga, doctor de informatică, conferențiar universitar, Universitatea din Moldova. Nu în ultimul rând, vreau să prezint și conducătorii științifici ai doctorandului, deci domnul Brăgaru și domnul Căpățân. Și domnul Brăgaru, domnul Căpățân. Domnul Brăgaru, doctor conferențial universitar, domnul Căpățân, doctor în inginerie, profesor universitar, ambii universitari din Republica Moldova. După această prezentare, îmi permiteți, dacă sunt întrebări, cred că la unele ședințe mai erau solicitări de a prezenta expertiza membrilor Consiliului Științific, care trebuie să încearcă, nu este nevoie, pentru că recunoaștem foarte bine, participăm la evenimente științifice și prezentarea dumneavoastră voi trece la următorul punct al programului. Când se prezintă candidatul la titlu științific, tema tezei de doctorat și specialitatea la care candidatul aspiră. Cu permisiunea noastră, vă rog în engleză, pentru că vreau să fiu mai bine înțeles de către candidat. So, the PhD candidate is Mr. Ram Verma. Thank you for coming to the Republic of Moldova. I know it's a great effort for all of us to travel this time, but it's very much appreciated. Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you. Mr. Bergman is a PhD student of Moldova State University. He was enrolled in 2013 in our PhD program, and actually he is under supervision of two PhD supervisors, Mr. Professor Bergaro and Professor Kopetsa, since 2013. The thesis type is providing quality of information projects, and specialty is computer programming. Any question about the PhD candidate? No. Nu sunt întrebări. Atunci, eu rog de secretarul științific să prezinte în continuare actele din dosarul pretendentului. Domnul Ciobu, vă rog. Deci aici noi avem prezentate toate documentele care sunt necesare la dosar. Deci este decizia de formare a Consiliului Științific Specializat din numărul 2 din 28 februarie, în acel, în componența în care dumneavoastră deja ați numit-o. Deci este teza
domnului pretendent, în total 190 de pagini. Deci este hotărârea și autoreferate, două autoreferate, fiecare 32 de pagini, unul este în limba engleză și altul în limba română. Deci este hotărârea seminarul științe fiind de profil, în care au fost discutate obiecțiile care au fost parvenite de la ANACEC și deci ele au fost discutate la o ședință prealabilă și a fost dat răspuns exhaustiv, deci la toate punctele. Deci este lista lucrărilor științei și la tema tezei, este semnată de autor și certificat de secretarul științei FIC a universității. Avizele pozitive a seminarului de cercetare din cadrul la care a fost discutat teza la Departamentul de Informatică. Sunt avizele conducătorilor, domnului conferențiar doctor Tudor Bragaroș, domnului conferențiar universitar doctor inginer domnul Gheorghe Căpățână. Este lista organizațiilor unde a fost expediată autoreferatul și teza, deci cu ștambila poștii. Și avizele care bibliotecii naționale, unde au fost și a bibliotecii universității, unde au fost depuse teza. Deci toate documentele sunt conforme cerințelor ANACEC și sunt prezentate aici. Așa? Dacă cineva are întrebări, dacă nu, de așa mai departe, vă rog. Raportul candidatului și pentru acest raport se oferă 20 de minute. Sau, în cauza flow of his words, but please keep the time after 20 minutes. Nu vreau să-l sirota, s-a conectat deja listă, că suntem toți. Da, am văzut. Plus la asta, la remarca domnului Tudor Bărgaru, vreau să înțeles că online sunt și alți colegi. Nu știu, eu văd domnul conferențiar domnul Ungureanu, șeful departamentul informatică, domnul profesor Creteacu, deci nu mai este un problem. Vom vedea pe urmă. Da, deci mai sunt colegi care sunt prezenți în mare. Thank you very much, supervisor. I will start with personal education, graduate MBA in Israel, Manchester University. And 20 years experience in information system, working and analyze and project management. Research motivation. We are familiar with success of information projects and sometimes a failure. So based on the research, I want to research the influence and to suggest a quality model that to provide and improve the success of IT projects. We see all over the years that approximately average 50% are a challenge and 30% are success and 20% with failure. So we want to see why, what is the cause of the failure. If we are investigating the cause of the failures, we see that most of it is come from bad methodology or there is no quality model to support the project. Of course, there are more effects on the project, but according to Pareto, if we will use and progress 20%, we can of the most influence, we can achieve very good progress. We will focus, the research is focused on about the development of a framework for assessment and improvement information project. In the literature review, of course, we examine all the methods, agile, classic methods, PMO, project management lifecycle, and so on. The research was focused on project. Now, the project is something that usually happens in organization.
he has his own constraints, like scope, time, and cost, and we need to measure it not only by the cost and the time and the scope, also by the quality, that we are meeting the requirement of the scope of the stockholders, which is the and the user satisfaction, which is the customer of the product. The problem is, project is something that very very suit, which means it is not usually the same. Each project is something different from other project. Even we are doing a similar project in ERP system, CRM system, and so on, always it's different organization, different requirement, different budget, different timeline, different location. So all of this is something unique for a project perspective. So we need to find a suitable model, framework, which can be adaptable and extensive for tailor the project, because project is something very unique. We need to take from the literature the basic model and to see how we can fit to each one of the unique projects. Of course, we need to do a continuous quality assessment through all over the information project life cycle, because it's not only in the end of the project we need to measure the success, also we need to measure the quality all over the life cycle. If we will do a consistent, a continuously measurement improvement like Deming cycle, and we will fit the right quality model, we can lead to more successful projects. So the aim of the thesis is to find a, to propose a framework to improve the quality of information projects. Of course, we study and analyze in the literature review. We identify the quality characteristics which are corresponding or fit to this domain of a project. We do on-site survey, and we propose and develop a framework for 7 groups of different information projects like ERP, CRM, web application, and so on. In the research, we use also subjective and objective research to find the right tool and to propose the right tool and to check the method and the methodology. So after the literature review and survey, we check if the results support the assumption, which one of the assumption is different project require adaptable quality models. So a new adaptable and extendable meta model to construct tailored quality model, and to realize it, to implement it in a software tool, which is an application, to support organization to use the right quality model for assessment and improvement the information product quality. Which means is we give the organization an accessible tool to use, not only to see it in the literature, but also to adapt it and to use it. If we are looking about quality models, usually we can see an hierarchy. We see a meta model like a standard, meta model is a standard, for example. It contains quality models, which if we break it down, we see characteristics and sub-characteristic of quality and a metric. Metric is the measurement tool for the measurement function, because we want to measure it, we need to quantify it. If we are looking about information system, usually they have an input of data, they're doing a processing, and they get out information, and each one is a unique. I'm speaking about a middle or big application, not a screen or web page. I'm speaking about systems.
Subsystem is usually a database, application server, network, it's a system. And usually it costs money to buy or develop, to implement, to use, to adapt those systems. There are different types of systems. For example, a transaction processing system, management information system, a decision support system. Each one of them are doing different things for different use. So we need to adapt the quality model for those different variations of information system. The measurement paradox is, if we want to improve something, first of all, we need to suggest a scale to measure it. If we are measuring something all over the time, we can compare it, we can manage it, we can find what we need to correct, and then we can do the correction action and to measure ourselves again to see if it was okay or maybe took for not a good result. So the verification is based on scale of measurement. Also, we see in the literature, for example, ISO suggests quality models, quality in use, quality of product, quality of data. There are many quality models. And they also suggest the characteristics which we need to use in order to use the models, the characteristics and metrics to use the quality model fit to our system. In order to use them, those quality models, we need to understand what is the metric. Because to use a quality characteristic is not enough. We need a function, something to measure it, to quantify, to get a result, and then to sum together and to see what is the score of our quality if we achieve the level of quality that we want. So the quality metrics is using us for each of the quality characteristics is to help us to give it an option to measure it, to calculate it, to do some action. It can be processing, it can be time, it can be amount of data, and then we can calculate each one of the parameters, and then we can find what is our quality regarding the quality model. Also, ISO suggests the way to do it. If we have a quality model, quality sub-characteristics, we have the quality measure, which we need measurement function. It's a mathematical function that we need to get the input to, in order to calculate and to get after the output of each measurement of them. Only after we will measure all of them, we can calculate all the sub-characteristics characteristics and to see our results of the quality. ISO is not the only one. In the literature and all over the year, we see many, many suggestions of quality models for different use and different aspects. The problem is which one is to choose when I have a project. Usually it's something unique, it's not something repeatable. So then I need to realize, organization need to realize which of the model, of all the models, is suit for them. It's a hard job. In order to start to investigate this question, first of all, we go to literature and we found which one of the characteristics are more cited, more used, more common usually in the models. We put a rate and we done a survey to see which one is fit to which type of system. This is the survey result, but we can see it on the graph, which also show us that our assumption was correct, because we see that people from the fields thinking differently about information system and quality model. So if they think differently about which model is suit,
This is exactly what is the problem that we want to investigate and to solve. So we see that different answer was for different kind of information project, for example, ERP, BI, mobile application, GIS, internet web-based application, and more type, more group of systems. So we want also to combine in a system framework the Deming cycle, which is usually help us to perform the quality activity and to check, to understand, measure it, plan it, and do it, and then to see if we have progress. So we suggest another model, which basically use all Deming concept, which will be iteration for quality measurement, and we take a quality standard and quality models to fit in this, in order to fit the right information system type. Okay, so we classify the project type, we define, we measure, and we do it interactively. This is what a high super model. Now we need to take it to something, a tool base that we can use. How we do it? We take the structure and we put it on the database. Once we put it on the database, we can after quantify it and measure it, and because it's a database tables, we can compare it, we can do reports, we can analyze it. So we took the framework from the literature review, the framework of the information, the quality, and we build it in a database system. So it's a tables which break down all the quality model. So in the research we have tested the tool in two places, in Israel and here, and we got good result that the people from the field feel that it's useful for them to use this tool, the application tool. The application tool was developed. We call it Information Project Management System. It's a software application. You can use assessment. You can choose the right model for the information project. You can create another project. You can create assessment and to measure. And then because it's a database, you can compare it to see all over each interaction if you have progress and to compare the quality result. In high level, the main process of the software tool is when you enter to the software tool, you define new information system project, and you can choose the system will can help you to choose the right quality characteristics, can suggest the quality characteristics, which is will be also adaptable for each information project. And then, after you first create it, you can start to make assessment, and each assessment is also using Excel template. So we can download all the measurement, we can enter in Excel and to upload, so it will be more easy to use, or if you want to connect it with other software tools, to get results from other software tools. So once we select the right quality model, then it's calculated and show the score on a graph. So this is the scenario which I already described. The application was developed in BB.NET, Microsoft Visual Studio, a SQL database with a few reports. This is the entity relationship diagram of the database of the system of the application. And this is an illustration that
emphasize how the application is matching between the standard metrics and quality module. So we have the standard, we can enter a standard to the application, create a quality module, it breaks down hierarchy, the characteristic, sub-characteristics, and the metric. We have relation between them because it's a database relation. Then we can link it to a project. So we can adapt the quality module, we can create templates of quality modules, and we can link it to the right project and then to do the assessment. So in this illustration, we see how we can connect, relate between project and quality module, and the assessment is taken from the quality module characteristic to the specific project. During the research, I have a few publications for publication and also participant in conferences, international conferences, and domestic in Israel conferences. There is a 167 references. Information project, information system quality, quality of software product require a common approach framework together with the development methodology. Information project quality can be obtained only by continuous management along the life cycle of the project. Information project quality can be carried out in an iterative way to measure and improve the quality. Providing quality become real under condition of automation and customization of the quality model, collection of initial data and evaluation. Also, construction of Excel template to perform the calculation of quality measurement result. We suggest three templates of Excel calculation of the quality result. An adaptive and extendable meta model of quality, knowledge base of quality models, quality characteristic and related metric, tailored model built from the repository of the meta model for the seven types of information system, possibility to manage and provide quality of information project throughout the life cycle of the project, based on original software application for automatic quality assessment activities. Of course, there are many suggestions for future research. For example, we can redefine the metric that properly reflect the quality of software product life cycle. We often quality indicate and expert opinion are contradictory, so we need to solve this problem. There is many place to investigate and more research. And all of the link I have also in the appendix, but it depends on time. That's it. So after this presentation of the main results and the contemporary thesis, it's question time. So, dacă aveți careva din voi, vă rog. Can we see the previous? Yes, please. Previous slide. One more. So, the quality indicators and the expert opinions are contradictory. Could you give some examples? Often quality indicators and expert opinions are contradictory. Yes. Could you give us some examples? Yes, please. Okay. So, if we are seeing also the opinion in the survey, we see different opinions. So, we need to solve the different opinion. I give a suggestion for adaptable quality model. So, it means that each expert from his opinion can use the software and to change the parameters. But we don't check his opinion. Yes, under his opinion, but we don't know if this is really what is need to do.
So this is another area of investigation that we need to check. Okay, thank you. Vă rog, altă întrebări să vă înțelege. Da, vă rog, vă rog. Where are the experts from the public? The survey was took place in Israel. The survey was took place in Israel. Thank you. And another question. How is applied this model for your government projects? Because they have some specific decision-making. Is applied your model for your government projects? What is the... Yeah, government project. Government project. Oh, okay. Yeah, government project. Yeah. Because there's some specific risk electronic. Yes. I didn't research this area because it's a specific requirement and required a specific model, quality model. But I think with not many effort, we can use this research to adapt and to fit it. Users here from Moldova. Thank you for the question. Thank you very much for the question. Because I tried to give something simple to people who want to use it. Because usually, unless you have an expert or something from the academic, it's a little bit hard a job to find the right model, quality model, and to use it. So I try to give it more accessible. First of all, the tool is support three languages, also Romanian and also Russian. So user from different, and of course we can extend it to other languages. This is second, I think it's quite simple to use the application, but also there is documentation and user manual. And one of the goals was to give it more simple. Of course, the administrator of the software need to be more familiar with the software in order to change settings. One factor of the failure to process to develop information projects is exceeding the development time. It is now that software products that appear on the market first are successful, but not that are late and are of high quality. How can we optimize the development time without decreasing the quality? What is your opinion and possibility of your proposed methodology? Thank you for the question. I think if we can use more easily and less time consuming the quality and to check where we can improve, then on the overall project, we can reduce the time consuming. Because once you are not using the organization, not using a quality model, and they develop something, and then in the end, they see that it's not really fit, and then they need to do again, this is a time consuming. So if you can measure it during the development process, I believe that we can reduce the time because we can find out the problem before the development. I mean, during the time of the development, we can point of the problem because we are doing the quality procedures. No waste of time. Yes, yes. Se aducă la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul, seminarul științific de profil, nota informativă a NACEP, precum și în avizile altor centre științifice referitoare la valoare științifică și aplicativă a tezei. Aici am o întrebare la dumneavoastră, dacă cum procedăm? Domnul Ciobă anunță obiecția și răspunde candidatul sau anunță toate obiecțiile și la urmă va fi răspunsul la... Toate.
Pentru că aici poți fi supra. Da, bine. Nu am avut să formăt schedul. Now it's question time from seminar opinions, from analysis, questions also from different experts, letters which you received during the time before the session of the task. After Mr. Sobo will read all these questions, it's your time to ask. Ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat al nostru în cadrul Universității, privind examinarea tabelului de efectuare a modificărilor în teză și autoreferat conform notei informative a NACEC din 6 martie 2020. Și la această ședință, deci ea a fost pe 8 mai, au fost prezenți 100%, este înregistrarea video, s-au discutat modificările tezei și autoreferat conform notei de la ANACEC și au fost aprobate, deci data susținerii întâi vară, care apoi a fost mutată în septembrie, 23 septembrie. Pretendentul la această ședință a raportat pe fiecare dintre aceste 13 obiecții, acolo au fost sugestii de la CEC, și modul de realizare acestor teze și autoreferat, care apoi au fost integrate. Conducătorii științifici au confirmat realizarea integrală a acestor sugestii, și revizuirea atât a concluziilor finale din teză, cât și a autoreferatului în limba engleză și română. Rezultatul această ședință au fost acceptate toate modificările în teză și autoreferatul conform notei informative de la ANACEC și tabelul de efectuare a modificărilor realizat de pretendent. Și s-au aprobat teza și autoreferatele modificate. S-au recomandat deja spre susținerea publică. Deci eu rog Consiliul Științific să nu mai discutăm ceea ce s-au discutat atunci și s-au aprobat. Deci să admitem toate modificările, să confirmăm că atunci au fost. Și să mergem mai departe. Dacă dumnealui înainte 3 luni de la susținere, nu se alată, nu mai făcut modificări. Nu dorești încă ceva suplimentar, să modifice. So, the question is, we have discussed the whole question from the seminar, the members of the ALACEC, and if everything was already discussed in our book, online, but the question was if during these 3 months, since then, you have changed your mind regarding something, discussed there, and you would like to add something or have changed something in your decisions. Okay. I accept all the remarks and suggestions, and I done all the correction, and I fulfilled the correction form for the last version of the thesis. So there is nothing new. E clar că vine după asta, nu mai faci, e sătul de asta. V-ați colegi, dacă se acceptă, trecem la următorul punct. Și acum este timpul când conducătorul, deci domnul profesor Cunor Brăcanu și domnul profesor Cunoruțenă, vă expuneți opinia referitor la candidat, dar nu la valoarea științifică aplicativă a tezii, dar așa se menționează în anexa respectivă la regulament, referitor la calitățile personale și profesionale ale candidatului. Eu știu că am avut discuția cu reprezentanții colegiului Cainul, chiar și vă pregăteam să mergi și Israel, să arătați ca lucrul la teză să meargă. Deci referitor la calitățile personale și profesionale. Vă rog. Deci, sunt foarte subțint,
format și nu doar ca cercetător, dar și ca, să zic, tată de familie. Are o familie numeroasă după măsurile de azi, 3 copii, soția, mama, și a fost foarte insistent, de dacă în perioada când a intrat la aspirantură, tocmai s-a născut al treilea copil și avem mari probleme. Totuși a fost insistent și totuși a dus până la capăt, adică lucrurile nu le-am stopat la moment, dar le-a dus la capăt și asta este unul dintre cele mai importante, probabil, calități umane care, deci, nu lăsa lucrurile ca asta e de viață. Și ca și insistență, ca și responsabilitate, ca și, să zic eu, atașament față de sații miloate, cred că merită să fie promovat. Mulțumesc! Dată asistență, dau citire avizului la teza de doctor informatică, asigurarea calității proiectelor informaționale, autor Ram Bergman, specialitate 121.03, programare calculatoare. Este cunoscut că este dat operat. Nu este nevoie de aviz. La momentul ăsta este punctul când conducătorii știu. Expun Eu vreau să spun că în perioada doctoratului, domnul Ram Bergman a confirmat capacitatea de a întreprinde de sine stătător, în mod creator, o cercetare științifică originală la nivel național și internațional, consultat fiind de conducătorii de doctorat. În calitate de unul dintre conducătorii de doctorat, asigur Consiliul Științific Specializat, de corectitudinea datelor și informațiilor, opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză, de respectarea structurii cadru, și limitările impuse de regulamentul școlii doctorale, standardele de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului potrivit prevederilor. Domnul profesor, noi încălcăm regulamentul, nu vă spărați. Eu sunt obligat să spun lucrul ăsta. Noi încălcăm regulamentul din cauza că nu, conducătorul nu trebuie să expună. Avem referenți oficiali, avem membrii Consiliului care se vor expune la problema respectivă. Apoi, dumneavoastră, ca conducător, aveți tot dreptul să citiți această apreciere. La moment, la punctul ăsta, până la opinia domnilor și doamnei referent, până la opinia domnilor membri Consiliului Științific, vă rog să vă expuneți doar opinia dumneavoastră față de calitățile personale ale candidatului. Eu vreau să spun că dumneavoastră a demonstrat că în cadrul doctoratului a demonstrat că a atins un nivel de cercetare și respectă cerințele de cercetător științific superior, este capabil să rezolve probleme complexe de acest nivel de exigență, a demonstrat că poate exprima gândurile cărturar, că a demonstrat că respectă normele etice și că poate elabora și poate obține rezultate care în viitor vor avea un impact, pot avea un impact considerabil în prosperarea științifică și economică a țării sale. Iar experiența obținută în cadrul doctoratului la Universitatea de Stat de Moldova va fi de bun augur în acest context. Vă mulțumesc pentru atenție. Începem dezbaterile deja pe conținutul științific al tezei și aceste discuții le vor, de fapt, vor da startul domnul Costăș, domnul profesor Costăș, în calitate de referent oficial, și doamna doctor conferențial Maria Dobrica. Domnul Costăș, vreau să-mi dați primul, vă rog. Nu este obligator, dacă este prezentul referent oficial, să știți integral avizul. Deci, nu, eu înțeles și o să mă strădă să mă adaptez la... Estimați domnule președinte, estimați colegi, eu vreau să vă amintesc că am fost la seminarul de profil, când teza aceasta a fost discutat foarte detaliat și am fost unul dintre cei care a studiat teza foarte, foarte detaliat. Am lăudat teza, am evidențiat rezultatele științifice, am făcut un șir de observații așa, colegiale care, în vederea îmbunătățirii tezei, toate au fost luate în considerație. Eu nu cred că trebuie să repetăm ceea ce cândva ne impuneau să citim chiar toate astea. Dar, adică eu nici nu o să comentez partea aceasta, fiind foarte detaliat, este o înregistrare video chiar.
ceea ce am spus eu despre teză la seminar. Deci eu strec doar la observații și acele observații sunt doar așa niște observații suplimentare față de cele care au fost deja luate în considerație, care nu poartă un caracter atât de esențial, dar totuși o să le dau citire. E vorba de abordare sistemică care este, e prezent aici în lucrare și dumneavoastră a studiat problematica aceasta în mod multidimensional. Toate aspectele sunt și caracteristici de calitate și modele de calitate sunt, este chiar și ciclul de cercetări, începând de la idee, ipoteză și mai departe, cercetările, rezultatele științifice și chiar SOC, care e o aplicație care dumneavoastră o folosește. Bine, chiar am văzut că este și implementare, ceea ce e foarte frumos. Dar, totuși, o să citesc ceea ce... că abordarea sistemică este, puțin trebuie dimensionată aceasta de evidențiată, de făcut mai mult publicitate la ceea ce a fost făcut. Dumnezeu, ca matematicieni, am făcut și problema celor care ceva nu înțeles. Adică nu puteți să lămânești prea detaliat ce îți faci. Dar, totuși, deși autorul examinează problematică în cadrul temei de cercetări ca pe un sistem, se face impresia că fiecare aspect este studiat aparte și nu întotdeauna este descris interacțiune, interdependență între aceste aspecte, ca să vezi într-adevăr că lucrați ca un sistem cu un efect sinergic. Că asta reprezintă un sistem, o abordare sistemică, numai cât sublinează partea aceasta. Dumnealui sublinează multe aspecte, dar în așa, interacțiune între două părți componente, dar ca sistem, dacă aș fi prea pretențios, atunci asta se subînțelege că este acolo, dar dumneavoastră nu a evidențiat. Eu nu consider că asta trebuie numai decât ce spun eu acum, nu cere nicio modificare în teză, fiindcă ele sunt prezente, aspectele astea. Pur și simplu, poate că în monografie, care eu sper că ei s-o fac, pentru că e o tematică foarte frumoasă și de interes comun pentru mulți, nu dar domnul director al instituției respective, al dezvoltării societății informaționale, a dat un șer de întrebări care este într-adevăr foarte importante. Tematica e foarte interesantă în acest aspect. Și în monografie ar fi bine aspectele astea de le de prezentate anume ca sistem, ca de evidențiat aspectul ăsta. A doua, rezultatele științifice și abordarea originală a problemei de cercetare, într-adevăr, sunt prezente în lucrare, toate aspectele eu le-am evidențiat și la seminar. Dar unele dintre acestea ar fi posibil, unele din concluzii care au fost acolo, ar fi fost bine de prezentat mai convingător, mai evidențiat. Eu am spus atunci cu rezultate științifice că nu chiar a lămurit până la capăt, dar ce dau rezultatele astea? Ce? Dar ce obții nou în calitate și cum obții? Dumnezeu a subliniat mai mult, iată, de pildă, în binar, e foarte interesantă întrebarea asta, că am binat principiile sistemului de management al calității, care sistem în principiul rigid. Acolo, standarde, care trebuie respectat foarte cu metodologia agile, adică cu metodologie care e orientată la flexibilitate, la... și adică, într-un fel, a încercat, noi vorbim de societate, a încercat să îmbine dictatura, sistemul de management al calității cu flexibilitate, cu democrație. Bine, aici a obținut un șir de aspecte frumoase, cum spune că flexibilitate, adaptabilitate și așa mai departe, dar cum? Și în ce măsură influențează asupra calității aceasta în binare? Adică cum influențează la rezultat final? Fiindcă e vorba de proiecte informaționale. Poate mai bine era proiecte informatice, pentru că noi cei care participăm în sistemul de educație, e acceptat termenul sistem informatic, având în vedere că parte ce cu care ne ocupăm noi informatice. Și aici nu la așa proiecte orientat metodologie care a fost elaborat. Ea ca partea asta, mai puțin e evidențiat. E să vă înțelege, este desigur, mecanismele lucrează anume în această direcție. Dar de subliniat, când asta este tot acolo și nu sublinieze, e puțin de înțeles. Eu totuși consider că nu sunt astea. Au fost alte mai serioase observații, dumneavoastră le-a luat în vedere și din considerație la redacția aceasta. Eu chiar subliniez ceea ce spun eu acum, nu cere nicio modificare lucrare. Pentru că, în principiu, ele sunt acolo. Dar spun că a fost mai bine. Adică, în monografie, eu vă recomand, cum îți fac, să studiați și aspectele astea care ar frumusețea lucrarea. Ar ridica valoarea rezultatelor științifice și aplicative
ca rezultatele pe care ele sunt. Aceea că asta, când eu spun cum am învățat la proiectul informatic, adică la rezultatul final, asta ar trebui de schimbat. Bine, concluzia de bază, a lăsat-o cu o să citesc un cuvânt, așa mi s-a spus că trebuie. Teza prezintă o cercetare completă, conținând dezvoltări teoretice și practice importante pentru știința informatică, în special în domeniul asigurării calității proiectelor informației. Rezultatele principale au fost prezentate într-un șir de publicații de valoare și au fost discutate la numeroase conferințe și simpozioane internaționale. Lucrarea urmează denumirea lucrării, prin actualitate temei abordate, noutate științifică, semnificație teoretică și aplicativă a rezultatelor prezentate, corespunde cerințelor înaintate de an acest, față de tezele de doctor, iar autorul domnul Rad Bergman, merit promovat pentru conferirea gradului de doctor în informatică la specialitatea 1.03, programare controlatoare. Regarding a system approach, we do using a quality management system, a Denk model, and ISO. Of course, in reality, it's difficult to describe the reality. The reality is very complex. But we do use the ISO system, quality management, and some other methodology. To support the thesis. Regarding the results, the results of the survey was put inside a database. So it's one of the links here, because I don't have enough time to show the database, but the result was in the database, and the quality model can use these results. But thank you for the suggestion. I needed to show it using the application. In next publication. Must change, but you must know this is according to
like this, not the good part, yes. Thank you, I agree. The reason is already printed, but it's in the content, so it's very easy to find it. It's the, one of the appendix. It's not in the right place, but it's not inflect the content. The content is the same. The order is not. I agree. But I agree that this is just a remark, but not a question. Ah, ok, sorry. Documentul se predice o remarcă, dar nu o întrebare, de fapt, a fost în cazul ăsta. Bine, stimați colegi, dacă îmi permiteți să continuăm mai departe, deci acceptăm răspunsurile candidatului la întrebările care au fost menționate de domnul profesor Costa și doamna conferințeară Teologa. Candidatul a răspuns, deci, la întrebările și mențiunile care au fost făcute. Iar acum este timpul vom iniția o discuție referitor la valoarea științifică a tezei, la care participă toți directorii, inclusiv conducătorii cu doctoratul, inclusiv domnul profesor, atunci mă scuzați că am intervenit, dar acum este anume timpul când putem toți ne expune părerea referitor la valoarea științifică a rezultatului a tezei. Membrii Consiliului obligatoriu. Membrii Consiliului obligatoriu. Pasul următor. Domnul Căpățân, domnul Prăgaru, poate... Dacă tu, eu pot să spun câteva cuvinte. Domnul Căpățân deja a privind importanța rezultatelor obținute de domnul Bergman. În primul rând, calitatea astăzi este o cerință a vremii și dacă nu abordăm calitatea sistemului care noi facem, suntem sortiți, rămânem în urma trenului. Deci, problema este foarte actuală și rezultatele obținute sunt, au pădere științifică, deoarece, de fapt, a îmbinat calitatea pe două nivele. La un nivel, el vorbește despre calitatea comparabilă la nivel de standarde, de la alt nivel, când e vorba de aplicări concrete, în organizații concrete, de către persoane concrete. Deci fiecare persoană își poate puțin adapta acel model. Adică calitatea se numește fiabilitate, dar niște măsuri, niște metri, și ele poate pe cele care sunt nu accesibile și asta este foarte, foarte important, că a devenit comparabile rezultatele diferitelor proiecte, chiar dacă ele sunt diferite cu totul. În al doilea moment, deci, ceea ce este demn de laudă, baza de conștiințe constituie însuși ea în sine rezultatul analizei literaturii, este un lucru foarte colosal, acolo include toate caracteristici de calitate care sunt cunoscute până la moment și orice utilizator poate, pornind de la acest, să nu piardă timpul necesar pentru studiul întreg, dar poate să-și selecteze conform acelor modele recomandate, cel puțin în 7 domenii, care sunt de gata și care sunt acceptate și de experți. Deci, al treilea, de fapt, rezultat important este cele 7 modele de calitate acceptate de experții din Israel. A fost făcut un sondaj care au confirmat experții din domeniul despre anumite rezultate, despre importanța acestor caracteristici calitate. Au fost ponderate și normalizate așa cum cere cartea. 2, 3, 4, deci a patrulea rezultat este acea aplicație care, de fapt, ea nu atât aplicația în sine, nu chiar vizibilă, dar este, sunt invizibile cele șabloane cu metricile. Deci e un lucru colosal. Toate măsurările preconizate de ISO 25022 și 23, care măsură calității produsului și a utilizării, toate aceste formule sunt introduse în baza de cunoștințe. Clar că acum, deci persoana care vrea să evalueze calitatea, n-are decât să-și le aleagă pe cele care sunt pentru dânsul acceptabile. Și asta este un lucru colosal. Și însuși acele Excel șabloane mai permit un lucru foarte important, care, într-adevăr, cum a spus domnul Costaș, nu prea este evidențiat în lucrare. Deci ele permit
legătura între diferite instrumente de management a proiectelor cu sistemul de calitate. De atât că ele poate fi direct introduse, importate din Excel și exportate la fel pentru diferite vizualizări, diferite sumări. Deci, în totalitate sau general, lucrarea este foarte e frumoasă, s-a obținut o lucrare frumoasă, s-a lucrat mult și existent, asidu și cred că merită de bine să obțină această acest grad științific de doctor în informatică. Vă mulțumesc! Profesor, nu sunt întrebări, dar să răspund o candidată la remarcă pe s-a făcut acum, la ce discutați în prezent. De ce noi acum putem trece la următoarea etapă de susținerea tezei, când membrii Consiliului Științific își expun fiecare în parte, părerea asupra noutății, valorile științifice și aplicative a tezei. Iar dacă sunt careva întrebări, candidatul trebuie să răspund la aceste întrebări. Eu vreau să rog domnul academician Gaidu, vă rog, vreau să stimați colegi, eu aș vrea întâi să încep de la o scuză cu unele obiecții care unele lucruri care le vorbesc astăzi, poate trebuia de vorbit în 8 mai, când a fost atunci, când am recomandat la 19. Începem de aceea că vreau să felicit și pe domnul Bernard și conducătorii, s-au apucat o temă extrem de vastă, importantă, dar cu atât mai mult, în unele cazuri ambigue. Să zicem așa, se recomandă o serie de indicatori care, în baza cărora se apreciază calitatea sistemului. Asta e un lucru, cred că nu mai puțin complicat decât întreb, fiindcă, dacă vă amintiți, se iei de la aceea că se formează o echipă de evaluatori, de experți. Care e modul de formare? În funcție de aceea ce echipă se lua, veți primi rezultate nu întotdeauna de aceeași calitate. Asta e unul. Doi, fiecare din oameni are părere proprie, iar unde e omul, acolo apare subiectivismul, nu este, există ambiguitate în tratarea unor lucruri. Dar vă spun că ceea ce s-a reușit, mie mi s-a părut că e bine, că s-a găsit totuși o modalitate de a forma modelul ăsta general. Iar momentul de trecere, la momentul general, la momente mai particulare, cred că trebuie poate mai bine clarificat. Fiindcă dacă stai așa să te gândești, trecere de la general la particular, iar apar probleme. Noi toți suntem aici din științele exacte, cam știm ce, dar unde a apărut persoana, unde a apărut omul, acolo îndată apar momente care nu pot fi formalizate în modul obișnuit. Deci, să începem încă e foarte bine că, pe de-o parte, să ține cont de rigiditatea unor standarde, că acolo sunt standarde de calitate, dar sunt, în partea de calitate, să mai pune și predilecțiile, preferințele fiecare în parte. Pe urmă, ia să vă spun un lucru care toată viața s-a vorbit despre ce e, că dacă un sistem funcționează, un produs program, și aici e un sistem. Dacă funcționează, nu te băga. Nu te apuca să-l faci. Și aici apare întotdeauna o contradicție între ce când se spune, și poate corect, când vorbești de alte sisteme, pe parcursul existenței proiectului, trebuie să-l îmbunătățești. Da, atunci când e sfârșitul? Proiectul mai are vreodată sfârșit. Dacă te apuci și tot timpul, continuă. Eu nu vreau să spun că sunt momente care ar rătăți calitatea acestei teze. Dar
vreau să spun că întotdeauna, nu degeaba am spus, că ați luat o temă extrem de largă și extrem de profundă. Și întotdeauna mai găsești încă aspecte care ar putea fi examinate. Sperăm că, domnul Dragoman va continua cercetările și va ține cont de asta. În fond, eu consider că e o lucrare făcută, perfectată, complet, conform unor cerințe care sunt rigide la noi, la ANAC, cam o ia nimeni, vreau să spun numele ăsta, când știm că erau altele. Și domnul Bergman se arată că este un cercetător experimentat, un cercetător format, care merită să obțină titlul, iar este ambiguitatea, ce-i gratis și titlul. Noi... titlul se primește pentru tot timpul de gratis. 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 E titlul. Știți în România, știți. E titlul. Cum și cu ce? Hai să nu ne ducem departe. Luați traducerea titlului din engleză în română. Sisteme informatici sau sisteme informaționale? Iar sunt ambiguitățile, lăsăm în pace. Esența. Esența este o lucrare formată, o lucrare care merge să primească titlul solicitat. Congratulate. Să formulez întrebările? Da. Mr. Professor Academician and laureate of have two important questions for you. The first is, if the two groups of experts would provide assessment for your project, they may obtain, they can obtain two different values. How is this correct or no? And the second is about continuous improvement of quality of project. But the project have an end, and you must underline is during the development of project. This is the second. Is this correct or no? So for the second version, it's simply correct during the development. For the first question, yes, you are right. Thank you for the question. Also, I suggested as a further investigation and research, because the expert can have different opinion and can use it differently. But we suggest what is common in the literature and already standard. For example, ISO. We can extend and adapt it. But in order to see the result, we need to test it first. So only after testing, we can see the progress and the improvement. So it will require more testing. Thank you. Mulțumesc, colegi, rog pe domnul profesor să se facă să vă explice și vă cerem. Nu s-a ajunat lucrării domnului Bergman, deci în ceea ce ține de imunitate lucrării, valoare științifică și aplicativă. Părerea mea personală este că principala inovare a abordării calității propuse de domnul Bergman constă în definirea calității a două nivele interrelaționate. Prima ar fi nivelul genetic inclus în metamodelul flexibil și extensibil și conține o bogată bază de cunoștințe, prin factori și metricile de calitate din cunoscut și standardizate. Și a doua ar fi nivelul individual particularizat și adaptabil în contextul organizației concrete, tipul concret de proiect. Valoarea științifică a lucrării mi se pare că constă în dezvoltare flexibilă, inclinală și înălățirea
Ceea ce ține de valoarea aplicativă a lucrării, eu consider că constă în confirmarea studiului teoretic. Autorul a efectuat sondaje prin care se confirmă ipoteze declarate în teză privind abordarea duală a calității la nivel conceptual și la nivel practic, prin mai multe lucruri. Unul ar fi elaborarea a 7 nivele particulare de calitate, ce acoperă mai multe tipuri de sisteme informatice, informaționale, care sisteme informatice, informaționale s-au discutat, realizarea unei aplicații software originale și universale, ca suport a proceselor de evaluare și control al calității proiectelor, implementarea noului cadru de evaluare a calității și instrumentul elaborat Old Geodetic System în Israel și în procesul de studiu la Universității de Stat de Moldova și, de asemenea, posibilitatea utilizării rezultatelor obținute de către autor în alte organizații implicate în dezvoltarea proiectelor sau de cercetători, studenți, instituțiilor de învățământ pentru studierea disciplinilor de inginerie software, modelarea și simularea calității proiectelor în cadrul orelor practice și al lucrărilor de laborator. Deci, această abordare mi se pare destul de interesantă și domnesc eu va avea în continuare și alte deci, rezultate aparte. Este important că se utilizează diferite metrici, unde putem să măsurăm unele lucruri pentru a aprecia calitatea proiectului informațional și aceasta este foarte importantă. Deci, consider că lucrarea anterioară merită să fie aprecia și asta ar fi părerea față de întrebări aparte. Vă mulțumesc foarte mult. Din start spun că am analizat și citit cu mare atenție, dar nu doar cu mare atenție, cu luări de notiții și cu analize din perspectiva unui persoane care a studiat, a analizat, a implementat sistemul de măsurare a calității și securității informaționale pe adăugări cu tot ce ține de ISO, de COVID, de ITIL și alte modele. Vreau să spun că în teză eu am văzut mai mult decât asigurarea calității proiectelor informaționale. Eu am văzut un sistem integrat de management al calității și securității proiectului. Adică, ori calitatea acum nu mai merge separat de securitate. Adică am avut toți pilonii de securitate implementați și analizat. Inclusiv ceea ce a vorbit domnul Păcălician, de softul funcționează mai timp. Păi s-a vorbit de portabilitate. Și aici am văzut o analiză a riscurilor și în ingineria sistemelor, ca acțiuni preventive, de exemplu, creșterea performanței în detrimentul portabilității. Este un risc major care modelul datelor analizează. Este un element foarte mare. Am văzut o analiză mai multor tehnici și modele de management model. În moment, să nu uit câte ceva. Ce mi-aș dori viitor? Neapărat, nu doar autorizatul, dar teza în limba română sub o formă de monografie aș recomanda chiar universității să găsească un mecanism de colaborare foarte util pentru licență, masterat și doctorat, utilizarea în practică. Adică aplicația dată ar putea fi utilizată și testată pentru proiectele aplicative la masterat, doctorat, mai timp. Adică este o aplicație să utilizăm modelul dată. Aș vedea o aplicare și o recomandare de dat celor la e-guvernare și proiecte în toate domeniile de Republica Moldova să vadă modelul. Adică ar putea fi următoare etapă spre abilitate. De ce nu? M-ar interesa care ar fi impactul aplicării acestui model.
Deci, dacă s-ar da pe urmit, foarte bine pe parcursul chestii în Israel s-a testat, dar care ar fi, de exemplu, evaluarea ex post al acestui model, care ar fi acea valoare, valoare adăugată care le-ar da modelul respectiv pentru a face o analiză comparativă cu alte modele. În rest, personal am luat, chiar dacă am aplicat anumite, am luat foarte multe lucruri utile, analiza exhaustivă a literaturii și este foarte bine, este actualizată, că s-au analizat ultimele versiuni ale acestor modele care sunt luate, analiza contextului organizației permanent. Și deja mai egoist, mi-aș dori, de exemplu, să aplic modelul ăsta în proiecte de IT din institut. Adică să vedem cum ar putea să ne ajute. Am văzut că aplicația este disponibilă online, va fi ea cu plată sau nu va fi cu plată pe viitor, este o altă întrebare. Sunt că puteți să sunteți în șerie, da. Eu vă mulțumesc foarte mult. Este o teză integră care aduce noutate și, la sigur, aplicată în practică, va putea aduce și mai mult impact în țară și în doctoratul respectiv. Deci, am formulat pe asta în engleză, întrebările mai bine. What will be the impact of applying this model? Different another models. Different model. Application is built to run few types of models, so actually it can be implemented. Then after we will use few project because it's on a database. Then we can start to investigate and to analyze it. And then to see the result. But the framework is, you can use the framework with some adaptable, we can use it. Thank you. The question is from Moldova. We can use free of charge your model to test for some period. Can we use your solution in education to test from applications developed in university? Of course, thank you, I hope so, because this is the way of learning. If an organization will use it, then it will be feedback, and then we can get improved. So from my perspective, of course. Thank you, because we use our institutional model, our organization, we develop some variety product, and we can compare our model, because we are ISO certified from starting from quality measurement to security measurement. Management, and we use our model, and we can start with a new project or the continuous project to use your model, and we can compare the return of investment of, because we are talking about this, return of investment of the organization, yes. Of the stakeholder. And we can compare and see, we have a plus 0.5% of all the building. Thank you so much, and congratulations to the university. Because I think it's a very good capacity to how to attract to do some kind of things, and I recommend that this thematic can be studied and to promote at the university and the national level. We need more quality in IT project in Moldova too. Thank you so much. Thank you. Now we can see all of us on the screen. Miss Julia Serova is present today with us, and she is online. And now I would like to ask you. Audio audio questions, quite. No audio. Yeah. Audio. Audio. Quite audio. Yeah. So now I would like to ask you, Miss Serova, about your opinion as a member of scientific council on the PhD thesis. And if you have any question, please address now to Mr. Derman. Best combination between modern development method and tailored quality model. Then from
Thank you. But do you have any question? No. Okay. Thank you. Thank you. Stimați colegi, continuăm. Rog domnul Ciolu să prezinte deja opinia dumneavoastră și respectiv întrebările care mai sunt toate. Cei ce s-au vorbit mult despre aspectul teoretic, eu aș vrea să mă refer la aspectul aplicativ a acestui studiu. Deci domnul Cojocaru a spus despre ego, de asemenea foarte mult interacționez deci, în afară de activitatea didactică științifică, deci pe elaborarea proiectelor de importanță statală. Și vreau să mă refer la situația din țara noastră. Deci există reglementare tehnică pentru elaborarea sistemelor informaționale de importanță statală din 2008 aprobată, deci în spațiu normativ, de către ministrul telecomunicații și informaticii pe atunci, încă, de care, de fapt, sunt obligați să conducă atât elaboratorii, cât și beneficiarii care sistemelor informaționale de importanță statală, înseamnă că instituțiile de stat. Dar ea este bazată pe modelul clasic, cascadă, și în deci, progresul nu stă pe loc, cerințele față de sistemele informaționale și față de calitatea și viteza de elaborare au crescut foarte mult în acești ani. Deci este o prăpastie, de fapt, metodologică cu ceea ce era în 2008. Și acest studiu, anume, ne arată metricele și metodele și metodologia de asigurare a calității și de optimizare a procesului de elaborare conform cerințelor beneficiarului, atât pe calitate, care este cerința, de imperativul de bază a tezei, cât și pe timpul de elaborare. Deci, eu de atât așa am întrebat, atunci așa am primit un răspuns complet. Deci, aș vrea să, ca această teză, aș dori foarte mult ca să nimerească la EGOV, care în prezent deci, se orientează mai mult spre metodologia Agile, care este la baza tezei. Și ei se orientează, spun, deoarece ei aprobă bugetele pentru elaborarea prin metodologia Agile. Aprobă termeni referinți caiete de sarcini, că iau foarte multe pârghii pentru a influența. Și, dar nu este o reglementare tehnică națională. Adică este, da, pe aceea o multă literatură, dar nu sunt metricele și instituțiile de stat, de exemplu, nu știu, sistemul acesta costă 100.000 de lei sau 1.000.000 de euro, de exemplu. Că vedem foarte mare decalaj de prețuri. Și vedem, din păcate, și multe eșecuri când cheltuie milioane de euro și în rezultat nu se primește nimic. Deci, eu personal pot să povestesc multe exemple de acestea, dar deoarece nu e o metodologie de care se conduc toți. Și aș vrea ca această teză să fie observată. Eu personal am să o expediez prin e-mail link-urile la această teză, să le spun unde este în bibliotecă. Poate să o aduci, fiindcă ei, în prezent, se gândesc cum să elaboreze o reglementare tehnică care se bazează pe metodologia Agile. Eu întrebări nu am, sunt satisfăcut și am primit o plăcere foarte mare atât de la cunoștință cu teza, cât și de la prezentare. Și am să susțin, sigur că pretendiam. Mulțumesc dumneavoastră, să spun și eu opinia, bine, voi începe cu faptul că, într-adevăr, cum ați menționat dumneavoastră și să repet acum și domnul Ciobu, am fost foarte satisfăcut să văd de tine faptul că candidatul, împreună cu conducătorii la teză, deci au căutat metode cantitative de a explica niște lucruri care desigur se fac la nivel subiectiv. Și atunci, noi fiind în domeniul științelor exacte și al naturii, dăm foarte bine seama că acolo unde se aplică
pas important în elaborarea tezei. Și alt moment care vreau să menționez acum este faptul că totuși, instinctiv, cum ați menționat, stimați colegi, se caută totuși de a ceea ce foarte bine este simțit și reflectat la nivel macro, atunci când se trece la detalii, la nivel așa mai particular, se pierde careva momente și eu cred că mai mult poate instinctiv s-au căutat metode analitice care ar explica careva interacțiuni la nivel mai inferior. Inclusiv a fost menționat teoria grafurilor. Eu aici, domnul Prăcaru, putem domnul Prăcaru, putem colabora, fiindcă eu simt, practic, modelul respectiv la dumneavoastră foarte similar cu modelele pentru analiza unor sisteme complexe. Aveți multe părți componente, există interacțiuni între ele și apare efecte sinergetice. Și atunci sunt foarte bine cunoscute unele tehnici, studii performante în domeniul respectiv. De ce nu? În afară de teoria grafurilor, să folosim și alte metode, cum ar fi modelele IBM sau alte chestiuni care destul de bine lucrează pentru sistemele complexe. În final vreau să spun că la fel am fost foarte mulțumit de prezentarea care a făcut-o astăzi candidatul. Mi-am adus aminte tot în sala aceasta și prezența dumneavoastră la susținerea lui Pinca Zorea, 2 ani în urmă, pare-mi să s-a observat același nivel în altă pregătire. Candidatul lucrează în domeniu, este foarte bine, este pregătit, documentat și, în principiu, sunt ferm convins că nivelul atins de dumneavoastră de pregătire profesional corespunde nivelului pentru un candidat la titlul de doctor în știință. Și personal voi susțin. Și întrebări nu mai am. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum aș ruga domnul Ciocu să citească proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practica rezultatelor, obținut la teză și conferit într-un științific solicitat. Vă rog să proiectați domnul Ciocu. Aveți câteva exemplare? Dar nu vă gândiți proiectul în pic. Nu. Așa, câteodată nu s-a rău să percepe dacă nu. Dacă se proiectează, nu știu bine. Păi nu, proiectați, s-au uitat toți. Eu o să proiectez. Mai greu proiectați. Se prezintă proiectul de hotărâre a Consiliului Științei Specializat D191-03-02 privind susținerea tezei de doctor a domnului Rand Bergman cu tema asigurarea calității proiectelor informaționale, în engleză Providing Quality of Informational Projects, prezentată astăzi pentru obținerea gradului științei de doctor în informatică la specialitatea 121-03, programarea calculatoarelor. Deci, teza de doctor a domnului Rand Bergman este orientată spre crearea unui metamodel flexibil, adaptabil, extensibil de evaluare a calității proiectelor informaționale, care înglobează o vastă bază de cunoștințe despre modele cunoscute de calitate, caracteristici și metodelor. Lasă-i cam la motor. Încă mai sus. Bulii practici standardizate de către ISO, în baza căror poți generate modele de calitate specifice particulare, destinate pentru sisteme informaționale și contexte organizaționale concrete. Realizarea unor modele specifice de calitate pentru 7 tipuri de sisteme informatice cu calibrarea caracteristicilor de calitate în urma unui studiu de caz în teritoriu. Sondaj a experților cu normalizarea ponderilor caracteristicilor de calitate. Personificarea modelelor specifice conform contextelor concrete de utilizare. Elaborarea șabloanelor metricilor standardizate de calitate pentru calitatea de utilizare, calitatea produsului și calitatea datelor și standardele ISO respective. Elaborarea unui instrument de evaluare a calității, Information Project Management Systems.
Nivelul științific al cerințelor efectuate, originalitatea lor, importanța teoretică și aplicativă a rezultatelor obținute sunt incontestabile. Noutatea aici mai în continuare, la fiecare compartiment obligatoriu, o să mă opresc câte un abzaț. Noutatea științifică și originalitatea sunt reflectate într-o nouă abordare pentru evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității proiectelor informaționale de-a lungul ciclului de viață, bazat pe combinația între metodologie modernă, dezvoltarea agile și modele de calitate particularizate obținute dintr-un metamodel generic care înglobează o vastă bază de cunoștințe despre modele cunoscute de calitate, caracteristici și metricele de calitate și bune practici standardizate de către ISO în aplicația originală, care este un instrument software suport a noii abordări de evaluare a calității. Semnificația teoretică este confirmată de analiza, generalizarea și determinarea principiilor teoretice ale noii abordări a procesului de evaluare continuă a calității proiectelor informaționale pe întreg ciclu de viață a proiectului în combinare dintre modelul Deming de îmbunătățire a calității, modele de calitate adaptabile, metamodel generic de calitate și metodologie modernă de dezvoltare agile. Valoarea aplicativă a noii abordări de evaluare a factorului de calitate în baza metamodelului generic, modelelor particularizate și funcțiilor de măsurare este determinată de faptul că toate acestea au fost realizate într-o aplicație instrumentală software, Informational Project Management System, ca extensie a instrumentului de management a proiectului. Abordarea propusă și aplicația elaborată au un potențial imens pentru industria software în reducere semnificativă a timpului și costului evaluării calității diverselor proiecte informaționale și îmbunătățirii calității lor. Implementarea rezultatelor a fost confirmată în două organizații. În baza hotărârii Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ANACEC, numărul 2 din 28 februarie 2020, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat D121-0302 la Universitatea Statei Moldova și a regulamentului cu privire la funcționarea Consiliului Științific Specializat și conferirea gradului științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova, Consiliul nostru Științific Specializat decide a conferit domnului Rand Bergman grad științific de doctor în informatică, specialitatea 121.03, programarea calculatoarelor. Și punctul 2, a solicitat agenția ANACEC, în baza hotărârii de astăzi, de a conferi domnul Rand Bergman grad științific de doctor în informatică. Deci, aceste două puncte sunt propuse pentru membrii. E confirmarea sau ce? De a confirma. A confirmat hotărârea. Da, corect. Da, prima a conferit și a doua a confirmat decizia noastră în acea. Deci, aceasta este propunerea, proiectul hotărârii propus pe dezbatere. Da. Și acum preciza, implementarea a fost confirmată în două organizații. Deci, vă obligam noi problemă dacă... De numire, cea de Israel și cea de Israel. Corect. La fel, corectați numele de familie a candidatului, fiindcă ați scăpat, ați omis litera G. Da. Și altă propunere, totuși precizat, e grad științific sau titlu științific. Înainte, în regulament, era gradul, iar titlul era conferințiar. Da, da, exact. Acum, de acum, toate titlul. Așa, în legea învățământului e tot titlul. Atunci trebuie de corectat titlul în hotărâre. Alte propuneri, stimați colegi? Atunci trebuie să votăm nominal. Membrii Consiliului rămân în sală. Cred că ne retragem în local, dar propunem să rămân. Suntem majoritatea. Aici nu se filmează. Da, aici nu se filmează. Stimați colegi, membrii Consiliului Științific Specializat au votat nominal și propun domnului 14, președintele în prezența
membru al Consiliului, la referință oficial, dar și tot prezent la ședință, anunță publicul rezultatele votării. Deci, în urma unor dezbateri aprinse, inclusiv cu anumite aprecieri din partea doamnei Sirota, noi am apreciat foarte înalt opinia dumnei ei. Comisia, Consiliul Științific Specializat, a votat unanim pentru. Congratulations. Deci, I would like to say that after exchanging some opinions with Mrs. Sirota about you, so she can tell you by herself about your opinion and our future cooperation between our university and Carmel College in Israel. Every member of our council voted nominally. Each has to say his own opinion, and everybody said that we are for the decision that you will promote. This is going to promote to the title of PhD in informatics. So congratulations. Thank you very much. I appreciate it very much. Thank you. So, appreciate a lot. Thank you. So now, acum cuvânt de încheiere se oferă candidatul la titlul de științific. Now, according to this schedule, it's time when you can say some words about your supervisors, about your experience in Moldova State University. What would you like to say? Because the decision is already done. Ah, okay. So don't be afraid. You can say everything. Thank you very much. First of all, I'm very stressed out because it was very important for me. It was not difficult to arrive here because in the world end, ask many questions and all the situation with the coronavirus now. But I appreciate Professor Bagao's opinion, and he said, do your best, you have to come and appreciate that. All over the period, I know that I was sometimes not an easy student, but I tried to follow up all the recommendation, and I want to thank you for both of my supervisor, for all the road that we done together. They always give me good advice, and always listen, and always recommend. And this is something for me very, very special. Even we are not in the same country, so sometimes the communication only by email or maybe some chat, but always they found the time and they give me all the support, and I want to thanks. I want to thanks all the members here for support me and give me the right comments and give me the trust. I want to thanks the university for letting me get inside the community and to learn and to develop myself and to give something. I think personally that it was a very long road, but it brings something. It brings something because it's already printed, but also there is a software tool that maybe we'll develop in the future. I hope so. And I want to thank all the college and Carmel College and also my family and all my friends that support me. It was very, very long way, and I'm very happy that I come to this now. Thank you very much. Thank you. Stimați colegi, este într-adevăr apreciabil faptul că domnul Berma menționează că a fost un drum lung, dar rezultatul final este unul dorit și apreciat. We mulțumim. We thank you for your kind appreciation, and we appreciate, really appreciate coming during this time to Moldova State University for your final events. So we congratulate you, wish you the best in the future. Thank you very much. Cu această ocazie, eu închei ședința. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Sănătate! Vă rog o clipă, deci...